Continuăm cu cetățeana Evgenia Guțul, o doamnă foarte interesantă, impunătoare, care încă este prea tânără ca să fie președintă, cum spune ea. Ea crede că numai vârsta un um, împiedică să devină președintă. Săptămâna aceasta, păi da, asta a fost întrebată de Solviov și să candidat la președinție, spune nevoză la stii și pământ. Și altceva poate să în împiedice. E frumoasă, e frumoasă. E... Atât. Corect. Prima ședință de judecată, în care figurează Bașcana Găgăuziei, Evgenia Guțul, dar și o secretară din cadrul oficiului central al fostului Partid Shor, a fost amânată săptămâna aceasta pentru luna mai. După ce s-a constatat că secretara Partidului Shor, atenție, secretara Partidului Shor a venit la procesul de judecată fără avocat. N Am înțeles. Cum vă place asta? În același timp, Steleu, apărarea. bine. În același timp, apărarea Evgeniei Guțul a cerut traducerea documentului de învinuire în limba rusă. Astfel, instanța a oferit timp ca până pe data de 20 mai părțile din dosar să prezinte lista probelor și cererile care consideră că urmează a fi examinate în ședință preliminară. De ce este oare acuzată doamna Evgenia Guțul? Nu e mare treabă, dar totuși, țineți minte vă spuneam un piculeț mai devreme despre uh, Renato Usate.. da? Vă spuneam că a primit în dar o nimica toată, 2 milioane de euro. Păi iată, doamna Evgenia Guțul este învinuită că în perioada 2019-2022, când activa în calitate de secretară în cadrul Departamentului Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Șor, a, care a fost scos între timp în afara legii, a fost implicată activ în activ, activ în acțiuni de introducere sistematică în Republica Moldova a mijloacelor financiare necontabilizate provenite de la un grup criminal organizat. Banii veneau din Federația Rusă, Andrei, prin intermediul curselor aeriene. Deci a fost și doamna cărăuș. Mai bine zis că răușă. Mm. Uh, dar de ce arătăm noi această doamnă aici? Dar că tu... eu am pus acolo un timecode. Da, tu asta e pus. Sumele erau ulterior integrate în activitatea partidului și doamna Guțul a refuzat să ofere vreo reacție asupra faptelor de care este învinuită. Uh, ce riscă doamna Guțul? Noi neapărat o să aflăm, dar deocamdată hai să vedem uh, Куде куде убеждения, кого республика справедливость в Республике Молдова. Идем до Европейского суда по правам человека и докажем свою невиновность. Хотела отметить то, что на сегодняшний день заказчиками моего уголовного дела и моих коллег является Пас и Майя Санду. Дети, дети. Evgenia Guțul, care face naveta la Moscova de trei ori în ultima lună, cel puțin a fost, și care uh, s-a pronunțat deschis împotriva integrării europene a Republicii Moldova, ne spune că va căuta dreptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. A, 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 a Moscovei, Jănictonii, Pare că nu e niciun conflict, nu? Noi integrarea europeană nu vrem. Noi vrem cu matușca ei, Rusia. Da. Dar dreptate, totuși, vom căuta la Curtea Europeană pentru drepturile omului. Mai, și totuși, comanditarii dosarului Evgeni Guțul sunt pas și mai asam. Da, Andrei, da. Vreau să-ți mai spun că pentru... Dar ei mai aveau o ipoteză, mai aveau un fel de nu cu propunere, dar o linie de asta, de apărare, în care îi spuneau, da ce fel de corupție în favoarea Partidului Șor, dacă Partidul Șor nu există? De altfel, o tare că bun. nu există corupție. Nu există corupție, pentru că nu există Partidul Șor. Dar, apropo, poate vă întrebați ce riscă Evgenia Guțul, alături de doamna secretară. Mie, de fapt, în toată istoria asta îmi place... Și faptul că este o doamnă secretară acolo. Pentru că doamna secretară, spre deosebire de Evgenia Guțul, n-a devenit niciodată bașcană. Ea așa și-a rămas, doamnă secretară, înțelegi? Iar asta înseamnă că în persoana doamnei secretare ar trebui să se regăsească toate doamnele ale care au traversat aeroportul Chișinău în ultima săptămână cu 2 milioane de lei, da? Vrut, și tot așa mai se departe. Simplu. Poate s-a propus, dar nu a vrut. Dar e curios detaliul ăsta, Eu credem că asta ne prima lec mai mult mult. La... Fii două bașcane, nu? Două bașcane. Și Dar Dacă una se strică. Era faină precizarea asta că secretara, da, e că unul mm -hmm. din inculpați nu era asistat de un apărător. Și reprezintă temei pentru amânarea ședinței. Șor care are atâta suport juridic, care are echipe de avocați pentru oricine, oricând, de data asta este un om care nu are apărător. Adică, pe bune nu e, scuzați, pe bune nu-i vizibil intenția de a mâna de a tergiversa, de a întinge de, a de a Exact, dar totuși, hai să vedem ce o așteaptă pe Evgenia Guțul de rând cu doamna secretară Poți mai reți un pic de imagini de la tăți suporterii ce e cu El un pic ele de scurt, el se termină, după asta Știu. le stand-up, ce ai vrut să... Uh... Bă, așa, să mai creăm un pic de atmosferă, să vadă, <laughs> să vadă scurt lumea. Scurte, dar da, hai un pic să le ascultăm pe aceste doamne. Hai să, să mergem la sunet. ei. La, la, cine? la partidul lor Hai precis. caută, -i, caută. -i. Deocamdată. Deci, șor, partidul șor care a fost scos în afara legii, a beneficiat de bănișori, aduși cu torbița de la Moscova, într o cantitate destul de mare și pentru asta Evgenia Guțul, împreună cu doamna secretară, riscă amendă de peste 92.000 de lei. Asta ar fi amenda cea mai puțin drastică sau închisoare. Și aici vă las pe voi. Să ghiciți. Dacă se întâmplă reforma în justiție până la capăt și avem judecători uh, determinați să demonstreze că putem avea încredere în sistemul de justiție, doamna Guțul ar putea risca o închisoare de până la șapte ani mm. cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani. Asta înseamnă că dacă doamna Guțul totuși ajunge să fie condamnată, așa se va întâmpla, așa se vor încrucișa astrele, că tamar atunci când ea va face vârsta bună pentru a fi președintă, nu îi se va permite să ocupe nicio funcție. Cum îți place ție matematica? <laughs> Partidul <laughs> deja asta la fel e destul de optimist. Eu am găsit Ia -șa lungul. filmarea lor, postată <laughs> de ei, de Evgenia Guțul, aici. Ia să vedem. Браво! 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 Ia la Petrov cum se amuză de găgăuța lui Lioșa Lungu. Da, frumoasă atmosferă, Nat. Uh, mă... Apropo, eu văd exact aceleași doamne pe care le-am văzut și la aeroport, Ca asta din față eu am remarcat-o ei tot timpul pe asta la sacou verde. Da, da, eu am remarcat-o că e o eu... Eu doamnă așa foarte chitită.

Nu am văzut. El tot e o doamnă frumoasă, simpatică. Tot e o doamnă frumoasă? Da. da, prieteni, cum credeți? Apucăm noi zilele să o vedem pe Bașcana Găuzi condamnată de rând cu doamna secretară și de rând cu doamnele care se vor descuraja și vor înțelege că poate ele nu pentru cine trebuie o ieșit în stradă, poate nu pentru cine trebuie o rupcămașile de pe ele. Cum credeți? În orice caz, noi chiar îi dorim Evgenii Guțul să-și caute dreptatea la Curtea Europeană pentru drepturile omului. Acolo precis. <laughs> But your profile did not lie.